evidențiez care a fost efectul mediului online asupra activităților de voluntariat din perspectiva unui voluntar într-o asociație studențească. Cumva toate instrumentele care mi s-au prezentat, care au fost prezentate de antevorbitorii mei, pot fi un punct de plecare. Pot spune că activitățile extracurriculare sunt un motiv care eficientizează procesul educațional al unui tânăr, în sensul în care aceasta este perioada, consider eu, în care ne dezvoltăm foarte mult, mai mult decât poate înainte. Este perioada în care ne definitivăm și știm ce vrem de la noi și ce vrem să facem în continuare. Și am găsit câteva provocări sau cumva câteva motive care au împiedicat la început doar activitățile de voluntariat. Consider că oamenii sunt cei care stau la baza unui ONG. Și în primele săptămâni în care am trecut online, deja am trecut la aproape un an de la această întâmplare, principalele provocări sunt pe partea de motivație, deoarece am simțit-o și noi la început, nefiind obișnuiți cu mediul online și cumva interacțiunea dintre noi a fost un punct foarte și în continuare este, dar acum puțin schimbată. Timpul petrecut împreună, petrecut cu colegii noștri, a fost din nou foarte important și am trecut aici obiectivele, care cumva pot să spun că de fapt sunt strategii. Strategiile pentru activitățile noastre a fost nevoie să fie schimbate. A fost o foarte mare provocare în momentul în care a trebuit să regândim anumite proiecte. A fost puțin trist pentru noi, pentru că a trebuit să renunțăm la unele, dar un motiv de bucurie faptul că au luat naștere alte activități noi. În slide-urile care urmează, vreau să evidențiez cumva schimbările și anume pe partea de proiecte, cumva cel mai mare proiect al nostru fiind Electronic Summer University, o universitate de vară pentru studenți, pentru elevi, pentru elevii din clasa 11-a. Cumva mediul online ne-a împiedicat din punctul de vedere al interacțiunii cu aceștia. Cumva se poate observa în poza din partea stângă că ne-a fost puțin greu de interacționat cu aceștia, fiind, cum spun și cadrele noastre didactice, doar niște ecrane goale uneori. Dar totuși am putut, cumva, cum a spus și Alexandru Luca, întrevorbitorul meu, cumva am putut avea o altfel de interacțiune cu ei, nefiind constrânși de anumiți factori, ca înainte. Partea de traininguri, și aici văd câteva avantaje și câteva dezavantaje. Avantajul principal pe care cumva cred că toți dintre noi l-am observat, este faptul că am reușit să aducem speakeri naționali care înainte cumva nu reușeam să-i aducem fizic în Timișoara pentru studenții noștri. Dezavantajul este că interacțiunea dintre speaker și cei care sunt prezenți în general la webinarii sau activități, nu este la fel ca înainte, dar totuși încercăm prin proiectul Lead to Success, care a luat cumva naștere
în primul semestru, reușim să creștem studenții pe partea de, atât pe partea tehnică, cât și pe partea de dezvoltare personală, partea de ședințe. Pe această temă nu pot să spun că văd foarte multe avantaje. Într-un fel, avantajul este timpul pe care noi îl petreceam fizic, mergând la acele ședințe, dar cumva faptul că ne vedem doar online, cumva ne scade nouă motivația și cumva nu reușim poate să ne cunoaștem atât de bine precum reușeam înainte. Am vrut să evidențiez cumva diferența dintre online și ceea ce era înainte. Pot spune că am prins ambele perioade, fiind președintele organizației din 2019. Am reușit să observ cumva toate schimbările pe care mediul online le-a adus. Cumva am vrut să fie ceva amuzant, dar cumva într-un fel ne întristează, găsește diferențele în cele două poze. Într-adevăr, instrumentele din tehnologie ne-au ajutat foarte mult în ultima perioadă, mai ales că acestea s-au dezvoltat foarte mult odată cu mediul online și ne-au ajutat să păstrăm cumva dorința noastră de implicare și în mediul online. Și cam atâta a fost prezentarea mea.